Va cerceta acel eveniment. Este chemat la monitor Chivulete. Chemat probabil de Kovaci. Dacă l-a chemat Kovaci. Ia să vedem. Lasă da. Faza să meargă. Da, minge jucată. Minge jucată de Colici. De minge penal. Jucată de Colici. Intervine târziu Boli. Un nou duel Colici-Boli. Încheiat în defavoarea stoperului Farului. Până unde ne întoarcem? Păi îi dă greu așa, cum să înțeleagă săracul? E penalti. Da, da, e cam penalti. Al doilea penalti în acest meci. Asta e cea mai bună. E penalti. E penalti, Coli joacă mingea. Dar să vedem, ia fi atent că poate Ivan. După meciul cu FCSB a spus de 100 de ori dacă mai bat, nu mai pot să lovesc mingea atât de prost. Atunci a pus rău piciorul de sprijin. Asta e prima oară din seria de 100. Colici nu bate, pentru că el a fost jucătorul lovit de Boli. Ce presiune pe Ivan, îți dai seama. A ratat penaltiul ăla cu FCSB de o manieră ridicolă. Acum, în piciorul său drept, stau speranțele a zeci de mii de, poate chiar sute de mii de susținători ai Craiovei. Și alți. Corect. Ivan marchează. Se ține până acum de promisiune. De 100 de ori a spus. Prima îi reușește. Minutul 82. Să vedem acum cât caracter au jucătorii Farului. Cât de bine se vor ține pe picioare. Adică, iată, Craiova are din nou curaj. Pentru atac le este greu, Emil. Nu mai au oameni de atac, doar Enes Ali. Hagi a mizat totul normal, pot spune asta. Pe defensiv, încercând să apere un rezultat făcut de Alibec și în egală măsură stricat de Alibec. Era înnegurata lui Aha.